Mă numesc Raru Diana, sunt organizatoare comunitară în satul Andrușul de Jos, raionul Cahul. Mergeam prin alte localități și vedeam schimbarea din aceste localități și vroiam să fac și la noi în sat. Și mi-au spus că la noi se implementează proiecte. Măi, cum să faci asta? Chiar nu aveam idee. Eu credeam că vine cineva și ți-l da și implementează-l. Nu, pentru aceasta trebuia să înregistrezi și să scrii proiecte. Prima dată când am făcut eu aceasta a fost la Centrul Contact, a fost o activitate de finalizare a proiectului Participă la Guvernare prin jurii cetățenești locali. Și la activitatea cei de finalizare, când am ascultat prezentările, au fost atunci 4 sate, mi se părea că, Doamne, n-am răbdare să implementez și eu acest proiect și la sfârșit, când au întrebat cine vrea, eu ridicam mâna și spuneam, vroiam așa de tare un teren de joacă în localitate și îmi părea că dacă am să spun, chiar ai făcut treaba asta. I-au ascultat toate părerile și ne-au spus, ca să faceți aceasta, trebuie să participați la niște instruiri. M-am înregistrat și când ne-au sunat și ne-au spus că am fost aleasă, eu așa m-am bucurat. Am participat online și când mergeau prezentările, toate persoanele care participau aveau ce spune, dar eu atâta știu că am spus că sunt mama a 3 copii și vreau o schimbare în localitate pentru satul meu. La final ne-am ales cu un proiect bine implementat. La început, drept că mi-a fost greu, până au donat primii 2-3 și am început să-i promovez pe pagina de Facebook. Prin rude, prin asta au transmis bani, am implementat proiectul, am făcut condiții de odihnă pentru toate persoanele de la noi din localitate. Pentru că în preajma casei de cultură instituțiilor publice aici nu era un scaun să așez. Dar vine lumea la punctul medical, vine lumea la bibliotecă, vin copii la cercurile de dans. Și noi aici, prin aceste scaunele, așa cum asta e așa urni, eu am cuprins practic toată lumea. Adică toți beneficiază de acest proiect care eu l-am implementat în localitate. Am văzut că s-a implicat practic toată lumea. M-am gândit că e tot bine și frumos la noi, dar nu avem rampe de acces. Și am aplicat încă la un proiect ca să facem și să mai ajustăm toate astea, să facem niște rampe de acces și am scris că vreau și niște atribute pentru persoanele cu dizabilități, persoanele social vulnerabile. Pe mine m-a motivat să fac acest lucru când la colectare de fonduri a venit la mine la poartă o persoană în scaun cu rotile. Și mi-a dat așa din bănuții ei, mi-a dat câțiva bani pentru implementarea proiectului și eu am spus, lumea vrea. Noi trebuie să facem asta. Am fost anunțată că am trecut prima etapă, sper să mă ajute Dumnezeu să implementez și proiectul acesta în localitate. Eu tot ce fac, fac pentru cetățeni, nu fac pentru mine. Chiar cineva m-a întrebat, dar ce ai din asta? Eu nu am nimic, eu am fiți fericite, am oameni care se bucură de asta. Eu văd că s-au educat cetățenii să păstreze și aceiași curățenii, că dacă am pus urnele, că ei dacă au contribuit, ei de acum păstrează. Știți că mi-a fost greu. Dar am început de la familie, știi, întotdeauna încep de la tăi. Pe urmă, cei de mai departe și de acum. Am format grupul acesta de inițiativă, femei, bărbați și, într-adevăr, întotdeauna când apelez, când spun, facem, mergem, niciodată nu am avut... S-au mai schimbat, știți că dacă migrația acum la noi mai pleacă, mai vin, dar nu rămân niciodată fără persoane implicate și fără persoane active în ceea ce vreau să fac. Într-un timp, parcă vreau să dau mâinile în jos, dar pe urmă zic, da, deși trebuie să le... Dă să arăt că pot și poate de făcut și să nu mai... Că ia uite de acum așa e și ia uite și așa e. Lasă-i să vorbească, că asta-i. Noi suntem pe loc și poate întotdeauna vedem toate cele, dar este lumea, este diaspora care reacționează foarte mult, asta vedem, că ei se bucură că este o schimbare în localitate și diaspora foarte mult a contribuit, asta fără ei cred că nici nu făceam ceea ce am făcut și nu, dar în orice caz mai mult suntem o comunitate activă cu persoane care se implică și cu persoane care înțeleg problemele comunității. Știți că deodată pierdeam, mai ales când am început să aplicăm la proiecte, așa parcă nu treceam și noi așa ne descurajam ca să ne spui o persoană din proiect că dumneavoastră a să vedeți unde a să ajungeți. Și într-adevăr, acum ne vine mai ușor, suntem mai, adică mai informați, avem cunoștință, știm cum să scriem un proiect. Și nu mai vedem greutăți. Dar la început, când vedeam greutăți, parcă vroiam să dau mâinile în jos, dar am avut încurajarea și din partea prietenilor, din partea altor persoane care spunea, Diana, fă! Diana, fă! Și eu nu m-am oprit.